Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Păi dacă ești gata, propun să începem, Catrinel, și îți mulțumesc tare mult fiindcă ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu pentru invitație. Iar prima întrebare este, pe cine admiri cel mai mult și de ce? Cine admir cel mai mult? Admir... N-aș vrea să spun o singură persoană. Admir în general antreprenorii care au identificat zone pe care ar dori să le dezvolte și care, deși au avut o grămadă de lucruri care le-au stat în cale, au reușit obstacole, au reușit totuși să facă ceva. Admir oamenii care văd că persistă într-un domeniu și care, deși văd că este greu, sunt pasionați și găsesc motivația să facă lucrurile să se întâmple. Da. Adică, știi, poate să fie un antreprenor, poate să fie un profesionist. E un tipar, să înțeleg, nu e o persoană. Nu. Da, văd și în oamenii care lucrează în echipa noastră, asta, oameni tineri care sunt foarte, foarte aware de ce vor, ce își doresc să facă în viața, au un obiectiv clar definit și cumva mi-au inspirația, cred că, din, nu știu, mulți oameni pe care îi cunosc. În regulă. Pe care zi. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv sau lumii? Să fiu mult mai eficientă în 24 de ore. Time management. Da, e foarte important și cum fac asta? Încerc să fac lucrurile pe care majoritatea lumii nu le face. De exemplu, îmi place foarte mult, mă trez la ora 5 dimineața, îmi place să fac sport înainte să vin la birou, simt că mă face să fiu mai sharp așa în decizii. Alergi? Alerg, da. Meditez dimineața înainte să vin la birou, îmi fac lista, agenda zilei și cumva îmi setez niște obiective foarte clare pentru ziua aia, nu las mail-urile și întâlnirile să îmi dicteze ce trebuie să fac în ziua respectivă. Deci, cumva, îmi dedic timp pentru studiu în fiecare zi, ce obțin o oră. Studiez pe un subiect sau pe un topic, pe ceva care, de care am nevoie. Da. Citesc în fiecare zi, deci 45 de minute dedicat. Și, cumva, am un sistem care îmi asigură sport, îmi asigură timp dedicat pe ce îmi doresc să fac și să mă concentrez atenția pe asta, să devin mai holistic, bună. Holistic, pe toate... Da, da. Câte ore dori? Între 6 și 8. Ok. Okay. Da. Depinde de noapte, de zi, cât de aglomerate sunt și... Da. Deci acestea ar fi. Da. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Cred că este conceptul de a-ți defini foarte clar care e rolul tău în lume și în viața asta. Sună dificil. Sună dificil și e o întrebare pe care nu mulți și-o pun. Eu, de exemplu, în MediJobs, la sfârșit de fiecare an, rog pe fiecare om din echipă să facă exercițiul acest ăsta. Acest exercițiu, da. Da, ne ia împreună în jur de o oră, îi rog să termine acasă. Dar facem exercițiul împreună. Cred că este fundamental pentru a deveni bun în orice job ai sau orice domeniu activezi, să definești de ce faci chestia asta, cum te ajută jobul de astăzi să ajungi unde vrei să ajungi, unde vrei să ajungi, cine ești tu ca om, ce pasiune ai, ce te motivează să te trezești dimineața. Foarte mulți oameni, știi, lasă zilele să treacă fără un scop anume. Pur și simplu se gândesc, apropo de ce vorbeam, mă duc la job, îmi iau niște bani, îi cheltui pe, nu știu, ceva random, nu, nici nu dau seama pe ce cheltuiesc banii. Trece timpul, mă trezesc, fac lucrurile așa previzibil și dacă întrebi, știi, de fapt asta ceea ce îți doreai dintotdeauna să faci sau știi, viața pe care o trăiești astăzi este ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna să faci, puțin spun da. Și atunci, nu știu, zona asta de self-awareness, pur și simplu să faci exerciții cu tine, să-ți dai seama ce îți dorești să faci, ce te motivează, ce planuri ai, dar foarte specific. Ai fost dintotdeauna self-aware? Nu pot să zic că am fost dintotdeauna, dar... E un moment care e clar că atunci a început sau ceva de genul? Da, mult mai mult de când am înființat MediJobs. Deci de când am devenit antreprenor și cumva responsabil 100% pe
viața mea, pe viața oamenilor cu care lucrez, că deja suntem o echipă ok. De atunci am început să îmi definesc mult mai clar lucrurile pe care mi le doresc, unde doresc să ajung, ce îmi propun să fac, care e rolul meu în comunitate, în societate, în lume. Da. Super. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Dezvoltarea mea personală este cu siguranță cea mai bună investiție. Citesc foarte mult, investesc foarte mult în cursuri, în discuții cu oameni care cred că pot să aducă o plusvaloare sau o perspectivă diferită. Asta am făcut și la începuturile MediJobs. La începuturile MediJobs am discutat cu mai orice platformă sau companie care poate fi un competitor și am discutat super deschis de ce vreau să fac și am sperat că fiind atât de deschisă și transparentă o să primesc același tip de răspunsuri înapoi și chiar m-a ajutat chestia asta foarte mult. Dar de departe cititul. Da. Cititul. Da, cititul. Să te dezvolți, să nu devii niciodată autosuficient, să înțelegi că întotdeauna sunt lucruri care, da, le poți învăța și devii mai bun. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Sunt multe. Cum spuneam, îmi place să fac lucruri pe care mulți oameni le fac, așa că inclusiv trezitul de dimineață foarte devreme e o curiozitate pe care mulți au. Nu știu, cred că curajul să faci lucruri. Asta ar fi. Curajul să, știi, în loc să iei un job la care aș fi fost probabil plătită extrem de bine, am ales totuși să fac o companie care, știi, poate va da roade în ceva timp. Într-un startup, mai ales tech, există riscuri destul de mari. Să crezi în intuiție. Intuiție. Cred foarte mult în intuiție, da. Și intuiția, de fapt, nu este o chestie mistică. Mai degrabă, cred în intuiția care se provine din faptul că citești foarte mult sau îți crești nivelul de awareness, de knowledge pe anumite domenii. Subconștientul tău stochează toate informațiile astea. Și atunci, le folosește. Da, tu ai impresia că am o intuiție. Devin instrumente. Fapt, da, de fapt, tu îți iei din bagajul de cunoștințe pe care l-ai acumulat. Da. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Într-un afiș ar vedea tot globul. Nu știu, probabil... Nu știu, da. Probabil aș face un fel de infografic, o ilustrație, infografic, o schemă, da. Ceva în care să ajute pe fiecare să-și definească mai bine viața, știi, ce își doresc să facă. Să clarifice lucruri. Să devină conștienți de cât de inconștienți lucrează fiecare zi. Ceva de genul ăsta, da. Ar fi un titlu amuzant. Da, da. Sigur, da. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Îmi amintesc de ce am început. Îmi amintesc lucrurile bune. Încerc să-mi focusez atenția pe lucrurile pozitive, lucrurile, știi, care astăzi am reușit să le fac și care acum câțiva ani erau doar niște vise. Încerc să-mi găsesc o motivație ca să mă pot concentra din nou. Când ești defocusat, de fapt, cu alte cuvinte, ori ești obosit, ori ești demotivat. Deci și găsești combustibil, fie că e o emoție. Adică, sau... dacă sunt odihnită și nu este vorba de asta, atunci este vorba clar de motivație și trebuie să găsesc o resursă. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Ajutând mai mulți oameni. E clar. Adică eu sunt ferm convinsă că fiecare dintre noi suntem dezvoltați și am fost dezvoltați cu scopul ăsta de a ajuta și a impacta alți oameni. Și cumva dacă ai ca focus treaba asta, o să vină și bani, o să vină și idei, vine o să vină și oameni, vine tot ce vrei. Da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Uh,
Probabil Psycho-Cybernetics. Mi se pare o carte extraordinar de bună despre cum funcționăm noi ca oameni, cum funcționează creierul nostru, de ce nu reușim să facem anumite lucruri pe care ne dorim să le facem, de ce ne punem bariere, ne găsim scuze. E în linie cu ce zic despre self-awareness, despre a lua controlul vieții tale, a-ți asuma efortul de a ajunge unde vrei, că de fapt asta e problema multor oameni. Deci această carte ar fi. Da. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Frica... Sunt multe. E frica de avansare, în general. Oamenii, am descoperit că oamenii nu avansează nu pentru că nu pot sau pentru că nu își pot imagina sau... Nu avansează odată pentru că le e frică să facă pasul. De regulă, să avansezi în orice domeniu sau pe orice plan presupune să ieși din zona de confort și să faci lucrurile astea pe care nu îți place să le faci. Da, nu știu, public speaking e un exemplu așa ca să fie la îndemână. Da? Yep. E o frică care, am înțeles, nu știu, oricum s-a făcut un top, e ceva gen locul 3 în lume. Ca... E în top. Da. Mulți nu o fac, însă dacă cumva reușești să te montezi și să vorbești și să te pregătești și să livrezi o chestie de care ești mândru, vezi imediat cum te dezvolți și simți că te-ai dezvoltat, știi ce trebuie să faci data viitoare, să mai mult. Atunci cumva probabil zona asta, să ieși din zona de confort și să faci lucruri care nu-ți plac neapărat, dar care știi că o să te ajute. Da. Care e acel lucru care, nu știu, te-a dus către cele mai mari reușite din viața ta? Focus și disciplină. De departe. Și perseverență, probabil. Da, cumva vin. Adică perseverența, eu zic că dacă ești concentrat și îți asumi efortul, cumva vine și automat și perseverența. Și partea de eșecuri? Eșecurile sunt, depinde ce tip de eșec. De exemplu, la MediJobs să încercăm să îmbrățișăm, sună acum deja clișeic treaba asta cu îmbrățișatul eșecului, dar chiar facem, adică noi așa dezvoltăm firma. Încercăm să facem teste, să învățăm din ele, adică ce n-a mers, n-a funcționat, ok, învățăm, iterați. Este un learning curve acolo. Și nu folosim pur și simplu ca avea un rezultat bun sau prost și să acționăm în consecință. E o învățare. Da, alte eșecuri, nu știu, că dacă vorbim de business astea, nu le iau foarte personal. Adică cumva învăț din ele și mi-asum că, știi, te dezvoltă și... Da. Pe plan personal sau, nu știu, pe un nivel mai profund, așa, eșec, nu știu dacă pot să numesc ceva sau să mă gândesc cum a ajutat, că nu, da, nu vine ceva care să fie okay, relevant nu e ceva, în minte. Nu. Da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aș lua de la capăt. Pas clar, cu pas? Clar, da. Da, e, dacă aș pierde totul, e și o degrevare asta. Adică dacă ai pierdut totul și nu mai ai nimic altceva de pierdut, you start clean. E un super refresh. Ușor. Da, e... aproape mai ușor decât ești când ai acum responsabilități și știi... Na. Ancorat cumva. Exact. Bine. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Probabil să iau calea antreprenoriatului și mai repede. Am început MediJobs acum 4 ani, deci aș fi început și mai repede. Pentru că te forțează să îți folosești multe capacități mentale pe care înainte nu ți le, foloseai. Te provoacă să faci lucruri care nu-ți plac, care te responsabilizează. Eu cred că te dezvoltă foarte mult antreprenoriatul ca om. Da, pentru că îți lipsește tocmai confortul certitudinii
Și atunci trebuie să scoți tot ce ai mai bun din tine ca să faci să funcționeze. Ca și asta e un stretch fantastic, da. Este, este. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Verbalizează. Spune ce vrei. Da. Spend the time with yourself și spune exact ce vrei. Sună foarte ușor, dar e foarte greu de făcut. Știi, dacă întrebi, poți să faci un test, să întrebi, știi, oamenii, bine, acum tu ești expus, sunt oameni care poate au făcut exercițiul ăsta deja, dar dacă întrebi colegi, prieteni, care sunt, știi, care, ce-ți dorești, exact, da, foarte exact, adică specific, concret. Da? Dar puțin știu să îți răspund. Sunt de acord. Sunt de acord. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Știu ce vreau. Pentru mine succesul este... Sunt oamenii care știu foarte clar ce își doresc. Adică nu deci trebuie... cum a fost în întrebarea anterioară, cumva se leagă. Da, e... Consider că nu poți să spui că succesul e definit de un statut social sau de, nu știu, trebuie să fii neapărat din punct de vedere financiar extrem de satisfăcut, tu neapărat. Adică succesul poate să fie la orice nivel. Poate să fie o femeie care alege să stea acasă și să-și crească copiii extraordinar de bine. Este din punctul meu de vedere, dacă asta și-a definit că este vocația și menirea ei, it's fine, știi? Adică e perfect. Poate să fie un antreprenor, poate să fie un om care lucrează într-o companie și știe că menirea lui, scopul lui este să devină extrem de bun, să fie cel mai bun pe zona asta, dar trebuie să fie foarte clar că este ceea ce-ți dorești. Adică să nu fie neapărat... specific. Da. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Asta e foarte complicată și dificilă. Ce mi-aș dori să mă întrebe? Interesant. Probabil aș încuraja mai mult ideea de a cere ajutorul, ideea de colaborare. Suntem foarte focusați pe noi și pe ce nevoie avem. Și prea puțin încurajăm lucruri cu alți oameni, cererea de ajutor, deschiderea, transparența. Și probabil, vulnerabilitatea. Da, da, probabil pe zona asta. Mi-ar plăcea să